Sunt tot mai interesat să își investească economiile în monede virtuale sau în acțiuni pe bursă. Câștigurile pot fi substanțiale, mai ales în cazul criptomonedelor. De exemplu, cine a investit în urmă cu un an 10.000 de euro în Bitcoin are acum în cont 77.000 de euro. Monedele virtuale sunt însă extrem de volatile, de aceea și specialiștii recomandă multă prudență. Criptomonedele sunt unele din cele mai speculante și cele mai riscante forme de investiții. Da? Și atunci ele sunt dedicate mai ales investitorilor strategici, care au multă experiență, care au multă educație, care au multe resurse, pot să aștepte. Nu intrați niciodată cu sume mari deodată. Intrați, fixați-vă o sumă lunară, 200 de lei, 300, cât vă permiteți. Economiile mai pot fi plasate și în acțiuni la bursă, mai puțin riscante decât criptomonedele. De exemplu, cel mai bun randament al unui fond local de acțiuni a fost de 24% în ultimul an. Și în acest caz, alegerile neinspirate pot genera randamente negative. Încercați să analizați și să mergeți pe companii din diferite sectoare, da? Din diferite sectoare important. Căutați știri despre fiecare, analizați foarte mult și pe lângă analiza fundamentală, mergeți și pe cea tehnică. Din aceste câștiguri suplimentare, fiscul încasează 10% din profit și e o greșeală să credem că nu urmărește toate aceste tranzacții. Eu vă garantez că ANAF-ul știe absolut toate tranzacțiile, mai mult decât atât. O să poată să ceară în orice moment rapoarte, fie de la platforme, fie de la bănci. Pentru cei care nu vor săriște să piardă bani, cele mai sigure tipuri de investiții rămân depozitele în lei sau titlurile de stat.